1984. Une terrible sécheresse frappe l'Afrique. Des juifs éthiopiens sont sauvés et emmenés en Israël. Un enfant juif de 9 ans meurt le jour de son départ. Une mère éthiopienne chrétienne pousse son fils à prendre la place de l'enfant mort, à se déclarer juif, afin qu'il survive. Heat. ሕይወትህን ጠብቅ። ትልቅ ሰው ሁን። Film Marea Neagră, prima ediție, și cu această ocazie suntem privilegiați să-l avem acum aici alături de noi pe celebrul regizor de film de la Paris, Radu Mihăileanu. Bun găsit, Radu, la Bună noi ziua. În emisiune. E un privilegiu, cum am spus, să te avem și spune cum e pentru tine să fii la acest festival de film. E nemaipomenit, în primul rând, să mă întorc acasă. N-am mai fost de vreo 4-5 ani în România. Deci o ocazie nemaipomenită să prezint filmul în fața publicului românesc. Am visat timp de ani de zile cât l-am făcut în timpul filmărilor și după aia la montaj. Era prezentat la Berlin, la Tokyo, peste tot. Așteptam România. Așteptam să-l vadă ai mei. Aseară am văzut un film absolut senzațional, un film de o emoție, de o sensibilitate cum rar ți este dat să vezi. După mult timp, la un film, mi-au țâșnit lacrimile, pentru că emoția era atât de puternică încât nu pot să reziști. Spune-mi... Se și râde un pic, câteodată. Da, câteodată. Este o tragedie... Plânsul. Da. Așa este. Spune-mi, Radu, ce te-a inspirat să faci acest film? M-a luat, să zic, destinul de mână. Într-o zi, într-o seară, ca să fiu mai precis, eram la Los Angeles, unde prezentam Trenul Vieții. Și am fost așezat într-un restaurant lângă un domn, un african, care mi-a spus că era evreu. Deci eu nu puteam să-l cred, zic, e un banc, vrei să-mi povestești un banc. Și mi-a povestit un banc foarte trist. Bancul lui trist era viața lui. Și istoria lui tragică, povestea lui tragică, cum a trebuit să emigreze din Etiopia, care era o dictatură comunistă și ea, cu dictatura lui Mengistu, și cum au trebuit ei să emigreze în Israel, trecând prin Sudan, unde au murit extrem de mulți. El își pierduse toată familia. Deci eu am plâns toată noaptea aia în Los Angeles. Și când m-am întors acasă, atât de tare m-a emoționat, atât de tare m-a cuprins povestea lui, că am simțit nevoia mai întâi ca un om normal să citesc tot, să știu tot despre această epopee a etiopienilor evrei mai întâi. Deci mi-am comandat cărți în lumea întreagă. După aia m-am dus în Israel ca să vorbesc cu alții, să mă documentez mai mult și începeam să mă gândesc la un film. Și după aia mi-a venit ideea spunând, filmul trebuie să vorbească nu numai despre evrei, trebuie să vorbească despre un copil creștin, care trebuie să mintă, ca să supraviețuiască, trebuie să spună că e evreu, ca să poate să scape din Africa asta a foametei și să ajungă în Israel unde va fi salvat.
Spune-mi, Radu, ar putea să fie și o parabolă acest film, pentru că acest copil care e nevoit să plece din Etiopia și să meargă într-un loc unde să poată să primească educație și să își construiască o carieră, este o parabolă? Este o parabolă a orice, al oricărui copil sau om diferit care trebuie să se integreze într-o altă societate, care trebuie să fie acceptat de alții. Poate fi povestea mea care m-a dus să trăiesc la Paris, a ta care te-ai dus să trăiești în Statele Unite, al oricărui copil, un turc care vine să trăiască în România și care la început nu este acceptat și care trebuie să se bată mai întâi ca să fie la fel ca ceilalți, să nu mai aibă un accent, să nu aibă o culoare diferită și care până la sfârșit este acceptat, pentru că dragostea, cred eu, e de multe ori mult mai puternică decât toate tâmpenile omenirii. Că există, și filmul ăsta vorbește de rasism, de rasism religios, de toate. Dar până la urmă, dragostea învinge și ajunge el la concluzia care e umoristică, că suntem toți roșii indieni, nu sunt albi, nu sunt negri, nu sunt, suntem toți indieni, pentru că Adam, în ebraică, Adam vine de la Adam, care înseamnă roșu. Deci eram toți roșii la început. Spune-mi, Radu, ți s-a întâmplat să trăiești în experiența ta de până acum momente similare pe care le-am văzut în personajele tale din film? Am trăit cel puțin două momente, dar bine, nu cu atât de mare forță dramatică, să zic. Un moment când am plecat eu din România în 80, părinții, toată familia mea și toți prietenii mei rămâneau aici. Și eu credeam pe timpul ăla că niciodată nu o să-i mai ved, pentru că eu deveneam un exilat politic în Franța, deci nu puteam să mă mai întorc și nu eram sigur pe timpul ăla, nu se ieșea ușor, deci nu se știa dacă cum părinții mei... I-am păcălit, m-am dus să vizitez bunicul în Israel și am uitat să mă întorc. Ca mulți pe timpul ăla. Deci am trăit această despărțire cu părinții la aeroport, unde ne-am spus un fel de adio. Adieu, nu o să ne mai vedem niciodată. Deci asta e similar cu Shlomo. Ce te-a făcut să pleci? De ce? Ce m-a făcut să plec era dictatura în timpul ăla, eu nu mai puteam să o suport. Cu meseria mea vreau să fiu regizor, nu puteam să povestesc nimic din ceea ce vreau eu să povestesc. Orice aș fi povestit, aș fi terminat în închisoare. Și trăiam într-o închisoare. Eu, mie îmi place să vă călătoresc, să cunosc culturi diferite, oameni diferiți. Cred că mă hrănesc din asta, cresc în fiecare zi un pic mai mult, că mă întâlnesc cu oameni excepționali. Din culturi toate, africane, americane, asiatice, deci trăiam într-o închisoare. România e țara mea și de câte ori vin, e ca un drog de care am nevoie, dar am nevoie și de cealaltă parte a umanității, toți ceilalți. Deci nu puteam trăi într-o închisoare. Trebuia neapărat ca să respir, să plec. Să deschid ușa, să deschid ferestre. Spune-mi, Radu, când ai știut că vei fi regizor? Că vei alege această... La început vreau să fiu actor. Dar vreau să fiu de mic copil un fel de Chaplin. Adică să fiu actor, regizor, să fac... Dar nu știam precis ceea ce înseamnă regizor. Și după aia am înțeles că sunt mai mult un povestitor. Ceea, eu nu, poate nici nu sunt un regizor foarte talentat. Ceea ce îmi place mie e să povestesc povești. Și cât pot povești uluitoare care... nu sunt banale, care toată lumea nu le cunoaște și care nici eu nu le cunosc. Ce te face să vrei asta? Ce te face să... Curiozitatea. Cred că e curiozitatea. Sunt un om care am o viață scurtă ca toată lumea, deci încerc să trăiesc 10 vieți în același timp. Nu o să am o secundă mai mult decât alții. Vrei ca fiecare moment să fie cel să mai fie intens și să fie intens, încărcat și să întâlnesc 1000 de oameni în același timp care să mă ajute să cresc într-un fel. Să fiu mai bun, să fiu mai inteligent, să am o cultură mai mare, să fiu mai sensibil, să înțeleg niște coduri care nu le-am înțeles în ziua de ieri, un cod african, un cod asiatic, Japonia, China, fiecare are o cultură senzațională. Cred că asta vorbești și tu în emisiunea ta. Sunt 1000 de povești, toate poveștile sunt uluitoare, care nu le știm, trecem lângă oameni, nici nu ne uităm în ochii lor. În ochii lor, după aceste ferestre care sunt ochii oamenilor, există de fiecare dată o poveste uluitoare. Fiecare om e un erou și noi nu-l știm. Și pentru că oamenii n-au timp să asculte, sunt prea grăbiți și sunt grăbiți de nu știu ce, sunt grăbiți să moară. Cu cât ești mai grăbit, cu atât mai mult ajungi mai repede la moarte.
Deci eu încerc atât cât e posibil să stau, să ascult. Și după ce ascult, când e o poveste care mă uluiește, mă zguduiește, îmi spun de ce să o cunosc numai eu, când povestea e atât de frumoasă. Trebuie să le dau, să o ofer celorlalți. Deci nu sunt decât un fel de pod. Pod între un om și alți oameni. Atâta tot, nu sunt un regizor. Consider că misiunea ta este de-a dreptul extraordinară. Să poți să împărtășești lumii prin imagine, experiențele tale, sentimentele și trăirile tale. Și toate acestea la oaltă să facă o contribuție omenirii este un dar de neprețuit. Cred că fiecare om face o contribuție omenirii. Eu nu cred în oamenii mari, mari artiști care ei aduc și ei alții nu aduc nimic. Toți aduc. Furmica mică care se duce pe spate cu un pietroi enorm, aduce enorm omenirii. Eu cred, mie povestea asta n-am adus-o eu. Mi-a adus-o etiopianul ăsta într-o noapte la Los Angeles. Povestea lui e zguduitoare. După aia m-am întâlnit cu 100 și ceva de alți etiopieni. Fiecare avea o poveste uluitoare. Deci orice om, când ne ducem și începem să-i spunem, hai spunem, la început nu vrea să spună. Dar dacă ascultăm și dacă ascultăm fără să-l manipulăm, descoperim niște vrem lucruri. Să vrem ceva de la el. Primim un cadou extraordinar. Și deci după aia rolul nostru e să dăm cadou mai departe, să nu-l ținem numai pentru noi. Să multiplicăm acest cadou. Da. Și după aia, bine, fiecare îl va trece prin subiectivitatea lui. Deci fiecare îl va îmbogăți cu alte elemente. Deci va deveni un cadou mixt de cultură, dar care are tot timpul o sinceritate, un adevăr la început. Este extraordinară povestea pe care ne-ai împărtășit-o în filmul pe care l-am văzut și, de fapt, și filmul este foarte sugestiv. Va, vii, et devient. Care sunt cuvintele mamei, care orice mamă pe pământul ăsta, e greu pentru ea să spună cuvintele astea, dar știe că sacrificiul suprem și marea dragoste nu e să-l păstrezi pe copil lângă tine cu riscul de a muri, ci să-ți faci tu rău, să-l smulgi de lângă sânul tău și de lângă burta care l-a născut, dar ca el să fie fericit. Deci să-i spui, du-te, trăiește și devină ceva. Devină ceva un om, atâta tot. Nu trebuie să devină doctor sau avocat sau ministru sau campion de fotbal. Trebuie să devină un om, un om pe pământ. Asta îi spune mama. Și este de asemenea extraordinar cum ai spus de fapt și mai înainte că până la urmă cine învinge este iubirea. Este dincolo de orice tradiție, de orice cultură, de orice opriște care îi separă pe oameni unii de ceilalți, este de fapt iubirea. Da, și când te uiți în ochii oamenilor direct, limbajul e universal. Chiar dacă nu vorbești un cuvânt din limba celuilalt, începi să înțelegi. Un spectator, era o actriță, a venit după film la mine și mi-a spus, scuză-mă, nu știu ce cuvânt să-ți spun, dar mi-a creat ceva filmul ăsta și i-am spus, nu-i nevoie, cuvântul l-am auzit, chiar dacă nu l-ai spus. Asta cred că e în lume. De multe ori n-avem nevoie de cuvinte, limbajul e universal când te uiți în ochii cuiva. Înțelegi imediat. Și după aia ne descurcăm. Deci asta e iubirea. Care vine și în religie și nu știu, dar asta e filozofia de bază. Ne înțelegem. Avem coduri diferite, avem culturi diferite, bineînțeles, asta e superb. Avem unii de învățat de la alții, dar e un cod comun când ne uităm unii în ochii celorlalți. Revenind la plecarea ta la Paris, cum a fost să treci dintr-o țară comunistă, închisă, închistată și ca într-o închisoare, într-o țară a libertății? Bine, pe de o parte eu zic că astăzi, din fericire, vin din România. Din fericire am trăit și perioada asta grea, care a fost un fel de școală dură, dar care îmi servește foarte mult azi, că pot să vin cu umilință și să profit acum de libertate. Deci știind ce înseamnă să nu ai, știind ce înseamnă când prieteni erau în închisoare, prieteni care au fost uciși, știu mai bine decât cei care s-au născut liberi ce înseamnă libertatea. Ce înseamnă democrația, cât trebuie să ne batem în fiecare zi pentru democrație. Dar, bineînțeles, la început a fost greu. Eu veneam cu vise enorme, veneam cu o idee asupra umanității, veneam cu o poveste greoaie, și ei nu erau vinovați de povestea mea. Deci, la început a fost dificil.
eram diferit, aveam un accent, nu vorbeam bine, aveam idei din estul Europei, un pic extremiste, chiar la școală, când am făcut școala de cinema, vreau să învăț totul repede. Și ei erau o generație de după 68, mai 1968, revoluționară, unde nu vreau să învețe nimic. Deci eram complet în opoziție. Deci nu e nici vina lor, nici vina mea. Fiecare avea un destin diferit. Deci încetul cu încetul ne-am apropiat unii de alții, cu unii nu, cu unii da, și m-am obișnuit. Singurul lucru care orice imigrant o știe e că niciodată, din păcate, nu o să mai fiu acasă. Și din păcate nicăieri. Pentru că România, cum nu trăiesc tot timpul aici, România a evoluat. Nu m-a așteptat pe mine și nu o să aștepte pe nimeni. România, țara asta, poporul ăsta are destinul ei. Deci eu nu mai sunt la fel român, am chiar un accent în românește, ca toți ceilalți români. Deci vin că eu am nevoie de drogul ăsta, dar simt că nu mai e 100% casa mea. În Franța nu e la 100% casa mea. Am pașaport francez, am copii născuți acolo, dar nu sunt la mine acasă. Deci îmi rămân, de fapt, două case. Sunt casele mele numărul 1, lumea întreagă și copiii mei. Casa mea, unde voi fi tot timpul, vor fi copiii mei. Într-o zi vor pleca și ei. Dar cu sufletul, cu gândul meu, aia va fi casa mea. Și după aia bine, atragerea spre România, spre Franța, că cunosc. Dar știu că va fi tot timpul un decalaj, care e o suferință teribilă. Dar încetul cu încetul ne obișnuim și devine o forță. Radu, consider că ființa umană a fost creată spre a fi universală? Pentru că spuneai mai devreme că, de fapt, țara ta va fi acolo unde vor fi copiii tăi. Da, cred, nu știu, ființa umană și sper că n-am găsit încă toate răspunsurile. Mai am încă multe întrebări, am puține răspunsuri. Cred astăzi că e un dialog între specificitate, specificitatea fiecăruia, și suntem toți diferiți, din fericire, și universal. Adică există un limbaj universal, există un teritoriu unde ne înțelegem cu toți, unde ajungem să ne înțelegem, să dibuim niște lucruri. Și din fericire fiecare e specific. Tu ești specifică, eu am povestea mea specifică, și fiecare om e specific și asta e curiozitatea mea, e să încerc să scot și să aud, să învăț specificitatea fiecăruia. Și după aia, bineînțeles, cu referințele mele universale, le înțeleg. De-aia eu încerc să fac filme universale despre subiecte specifice, dar grija mea tot timpul în limbajul meu cinematografic e ca un public din Chile, din Turcia, din Africa, din Australia să-l înțeleagă. Chiar asta v-am să te întreb. Ai remarcat ce reacții? Și dacă reacțiile există diferență sunt... de reacții între publicul românesc și cel chilian sau australian? Există sau tot timpul diferență de cultură. Bineînțeles că un public românesc nu o să râdă la fel și în același loc ca un public nemțesc. Pentru că există o diferență de cultură sau ca un public japonez. Publicul japonez, ce am constatat eu, râde de multe ori la glume de primul grad, să zic. Publicul românesc e mai sofisticat sau mai aproape de mine pentru că am cultivat tot timpul umorul un pic absurd de nivelul 2-3 și așa mai departe. Nu înseamnă că publicul japonez e mai tâmpit. Dau alte coduri pe care noi nu... Deci pentru el trebuie să fie o lectură cel puțin de la gradul 1. După aia ei poate înțeleg alte lucruri care nici eu n-am știut că le-am spus, care sunt mult mai profunde. Dar 70% toate publicurile înțeleg povestea, aceeași poveste. După aia există subtilități în funcție de cultura lor specifică. Trenul Vieții, de exemplu, s-a râs enorm de mult față de personajul comunistului în Italia și în țările comuniste. Pentru că Italia avea o istorie comunistă cu Partidul Comunist Italian. E o istorie foarte, foarte importantă și greoaie. Deci i-a amuzat teribil. În alte țări unde comunismul nici nu a existat sau ei nu știu ce e aia, nu i-a amuzat atât de mult. În România s-a râs mult față de uzurparea comunismului și așa mai departe. Deci depinde, după aia sunt lucruri micuțe care sunt diferite de la o țară la alta. Spune-mi, Radu, ai participat în foarte multe festivaluri și nu numai că ai participat, dar ai primit și multe premii. Știu că în prezentarea care ți s-a făcut a fost menționat cu titlu important acel festival de film din Canada, unde ai luat marele premiu. Da, cu primul film, cu Traier. Spune, cum este să... Care este cheia succesului tău și cum e să fii acolo pe scenă? Asta nu știu.
important. Cheia nu știu și chiar că nu vreau să o știu. Că nu lucrez spunând nu uita să pui cheia ca să ai succes. Asta nu știu și nu e treaba mea ca să știu. Ce anume? Care a fost procesul? Procesul a fost, procesul meu e să fiu sincer mai întâi. Ceea ce mă emoționează pe mine, să încerc să cred că sunt și alți spectatori care au aceleași emoții ca ale mele și să zic, dacă pe mine m-a emoționat, voi da această emoție mai departe și după aia fi sincer. După aia, bine, felul meu de a fi, care se pare destul de unic până una alta în lume, e că amestec un pic toate culturile mele românească, adică aduc caragiale, cioran, Ionescu, evreiască, care e la fel un pic râsul plânsul, care e toată cultura Yiddish, care am învățat-o și în teatru evreiești, care e cultura mea. După aia am fost alimentat, pe de o parte, cu cultură din Est, mai ales rusă, teatru, cinematografia rusă, cu genii, mari genii, de la Tarkovski, Mihalkov și așa mai departe, dar eu eram foarte atras și de cinematografia occidentală, mai ales americană și după aia englezească, franceză și așa mai departe. Deci îmi închipui că filmele mele sunt o mixitură de toate astea, de toate culturile astea, ceea ce dă poate un obiect destul de original și niște personaje originale. E adevărat că îmi place umorul, îmi place tragedia, îmi plac situațiile foarte extreme, pentru că noi le-am trăit aici. Spuneam un banc, puteam termina în închisoare. Pentru un banc, la o coadă unde făceam coadă ca să cumpărăm hârtie igienică sau un borcan de muștar. Deci pentru un borcan de muștar și pentru o glumiță într-o coadă la 4 dimineața sau la 5 dimineața sau pentru lapte, riscam 20 de ani de închisoare. Deci asta, toată asta a influențat destinul meu și felul meu de a scrie sau de a filma și de a crea personaje și povești. Tot timpul iau o situație extremă, o situație dramatică și după aia îi pun ingredientele mele ca un bucătar. Încep să pun sare, piper și toate condimentele. Și condimentele mele se pare că sunt un pic specifice și aparte, dar nu știu care. Nu vreau să știu, nu vreau să devin prea conștient de cum fac și ce fac. Deci după aia le place. Le place în festivaluri, am un public care îi place tipul ăsta de cinema, dar nu sunt singur. Sunt mulți alți cineaști mult mai genii decât mine, cu Sturița și așa mai departe în lume. Eu cred că fiecare regizor este unic în felul său și nu cred că există comparații, știi? Nu poți să faci comparații când e vorba de artă. Da, și mai ales în artă, chiar câștiga un festival nu înseamnă că ești campionul lumii, chiar câștiga Oscarul. Nu e ca în sport, sunt campionul lumii, sunt campionul olimpic. E o subiectivitate la un moment dat, orice premiu. În festivalul de la Berlin, la Veneția, la Montreal, unde am câștigat, erau 10 oameni în juriu, care acești 10 oameni, la momentul acela, le-a plăcut. De ce? Nu se știe. Poate alți 10 oameni nu le-ar fi plăcut deloc și n-aș fi avut premiile astea. Deci totul e o poveste de subiectivitate. Nu înseamnă că obiectiv am fost cel mai bun în momentul acela. Deloc. În filmul tău am văzut tema importantă, tema rasismului, tema conflictelor religioase, tema, nu știu... Identități. Cine suntem. Exact. Cine suntem. Și la un moment dat, că vorbeam mai devreme de parabole, m-am gândit că de fapt ar putea să fie chiar drama individului, el cu sine, căci uneori ne depărtăm de noi înșine și nu mai știm cine suntem. Deci este o invitație ca fiecare dintre noi să reflectăm unde ne aflăm noi față de cine suntem noi. Cine știm suntem? Noi cine suntem și spre unde mergem. Nu știu dacă o să găsim răspunsul, dar cum zic evrei în filozofia evrească, important nu e răspunsul, important e întrebarea. Deci pe mine mă preocupă firește foarte mult întrebarea asta a identității. Cred că astăzi nu există om de identitate pură și chiar ar fi începutul unui fascism să credem că putem fi de o identitate pură, cum se credea o rasă pură în timpul războiului. Identitatea pură nu mai poate exista chiar nici pentru omul care nu a părăsit niciodată sătucul lui dintr-un vârf de munte, pentru că astăzi există ziar, există televiziune, există internet și ești pătruns de alte culturi și alte identități, că vrei și că nu vrei, ceea ce e foarte bine, că te îmbogățești. Nu mai stai tu singur monolitic, așezat numai pe marea ta identitate.
te îmbogățești de alte identități. Sunt curentul. De-aia festivalul ăsta nu e rău, să se întâlnească cinematografii diferite, oameni diferiți și să stăm la vorbă. Deci ești influențat, cum eu am fost influențat, cinematografia rusească, americană și așa mai departe. Deci asta e întrebare importantă asupra identității, că poate această întrebare, nu zic răspunsul, ne va ajuta să nu mai facem război. Iată că ai simțit care ar fi fost întrebarea mea în acest moment, și anume întrebarea este dacă prin filmul tău, prin arta și dacă arta în general poate să transforme cu ceva lumea. Pentru că iată, ai pomenit de întrebări importante pe care numai punându-ți-le deja e un pas foarte mare. Nu știu. Și nu știu dacă cineva va putea răspunde la asta. Arta există de la începutul umanității. Putem spune că umanitatea s-a schimbat și s-a schimbat pozitiv sau negativ și după aia, deci asta ar fi o întrebare, s-a schimbat umanitatea, a evoluat, bineînțeles. Și după aia a doua întrebare, și dacă s-a schimbat, se sperând pozitiv, s-a schimbat din cauza artei, nu se știe. Rolul nostru e să punem întrebări. Cred că nu e să aducem răspunsuri, pentru că răspunsul e foarte efemer. Răspunsul durează o clipă. Clipa următoare e alt răspuns la aceeași întrebare. Rolul nostru e să punem întrebări și oamenii după aia, încetul cu încetul și fiecare cu specificitatea lui, să-și găsească răspunsul care e normal pentru el, pentru clipa aceea și să-și pună încă o dată întrebări. Dar sperăm tot timpul să aducem ceva, să filmăm, de exemplu, o realitate foamete astăzi în Africa, ca să alertăm guvernele, să spunem nu se mai poate așa. Nu se poate ca în același timp să fie oameni care au 15 vapoare, avioane pentru o singură persoană, nu știu câte castele, și alții să moară, milioane să moară de foame. Nu e decent. E indecent pentru civilizația noastră, care crede că e evoluată. Eu nu sunt împotriva bogaților, nu sunt comunist. Să fie bogați, dar bogați decent. Adică cu 15 avioane ce să faci când ești singur? Nu poți să te urci în toate cele 15 în același timp. Poți să-ți aduci un prieten sau doi cu al doilea avion, al treilea avion, dar la un moment dat e indecent. Deci hai să dăm un piculeț, încerc să mă bat cu prieteni în Franța să instaurăm un impozit. Impozitul ar fi infim. Dacă fiecare om dintr-o țară civilizată, cum se numește, și asta e altă întrebare, ce înseamnă civilizația, care e civilizat și care e necivilizat, dar dacă fiecare dintre țară bogată, să zicem, ar da un mic impozit, fiecare om de rând, un mic impozit ca ceilalți să nu mai moară de foame. Asta mi s-ar pare un pic, o evoluție a umanității. Deci până la urmă o spun ca cetățean, o să încerc să o spun ca artist, dar nu pot să fac mai departe. După aceea, cei care schimbă evenimentele lumii și care schimbă fața lumii sunt oamenii politici și noi cetățenii. Pentru că oamenii politici sunt reflecția noastră, suntem o oglindă. Eu, așa cum am perceput filmul tău, am simțit că acest film și filmul este atât de complex încât poate să schimbe ceva. De ce poate să schimbe? Pentru că se adresează sufletului, deci prin emoție. Face, poate să facă într-o secundă ce nu pot face alte lucruri, poate în ani. Și atunci îți trebuie uneori o secundă să transformi. Sper. E o idee, de exemplu, un film, la fel, cu Yael Abikassis, actrița, încercăm să ne batem cu ideea asta, să mergem mai departe. Filmul spune întrucâtva, viitorul și speranța nu poate trece decât prin femeie în momentul de față, prin femeie și prin mamă. Și când te uiți la harta geopolitică a lumii, unde sunt războaie, unde sunt dictaturi, sunt țările unde femeile n-au putere. Multe din țările africane, țările arabe, țările unde bărbații sunt singurii care au puterea și care decid și care au închis pe femeia acasă. Deci întrebarea e, dacă femeia ar avea putere un pic mai mult, femeia fiind mamă, fiind cea care e frică că copilul să moară la război, e mult mai preocupată de o realitate, să zic, terater, cu picioarele pe pământ. Dacă ea ar avea un pic mai mult de putere, dacă ar fi măcar echilibrată cu puterea bărbaților, poate am schimba un piculeț ceva. Nu știu, e o întrebare. Deci, în asta, da, e un act politic, filmul. Dar după aia eu nu pot să rezolv. Și noi, artiștii, nu putem rezolva tot. Crezi, Radu, că până la urmă ar fi mai bine dacă am revenit la matriarhat?
pentru că la începuturi am fost matriarhat. Eu nu cred niciodată că e bine să fie un dezechilibru. Nu e mai bine mai mult unul sau mai mult altul. Sau... Democrația e toată lumea la fel. Deci nu trebuie să trecem pe partea alaltă. Acum să dăm mai mult femei sau mai mult bărbaților sau mai mult bunicilor sau mai mult copiilor. Trebuie să fie totul echilibrat și natural. Dar nu trebuie să aibă nimeni o putere mai mare decât... Adică nu e firesc ca bărbații să decidă de tot, să decidă să se ducă la război pentru tâmpenii, pentru că el are un egocentrism enorm și vrea să se ducă la război și să trimită pe copii acestor oameni și mai ales acestor femei care ele au născut acești copii, majoritatea ele i-au crescut. Deci nu trebuie să fie o decizie numai unilaterală a bărbaților, care ei sunt mari războinici și care vor să arată că au bicepși mari și că sunt foarte puternici. Chiar dacă acum nu mai suntem la epoca de piatră și că motivele par câteodată mult mai sofisticate, mai complicate, mai politice, câteodată se reduc totuși la barbarie și la egocentrism. În filmul tău, căci îmi revine proaspăt în minte filmul, am văzut niște chipuri neasemui de frumoase și vreau să te întreb și chiar te întreb cum a fost să le descoperi. Bine, am petrecut 5 luni de zile, am căutat actori. În momentul când am găsit toți actorii, abia atunci am decis că filmul va putea fi făcut, chiar dacă aveam deja toți banii. Și deci am căutat timp de 5 luni de zile oamenii care corespundeau nu numai ca chip, trebuiau mai ales să corespundă ca suflet. Eu cred că totul prin ochi, totul se vede ceea ce e înăuntru. Deci un actor bun, câteodată nu sunt actori, dar un actor bun nu e numai cel care e talentat, ci care spune o replică bine și care joacă, adică se face bine. E mai ales acela care are o bogăție interioară și care poate să ne arate sau să ne ofere ceva din bogăția lui interioară. Deci asta a fost ideea castingului, distribuției acestui film. Și am găsit majoritatea, nu erau actori, dar nu avea nicio importanță. Dacă puteau să ne ofere această emoție, care era viața lor. Bătrânul etiopian e un agricultor, trăiește într-un kibuț, în viața lui n-a văzut un aparat. Mama etiopiană care îl duce pe el din Sudan, în Israel, e o infirmieră. Am găsit-o foarte greu. Cei trei care joacă personajul principal la trei vârste diferite, nu e niciunul actor. Unul devine acum actor adultul. Copilul e într-o școală în cartierul cel mai sărăcuț din jurul Tel Avivului. Deci, mijlociu e o familie mare, săracă și el. E un tip foarte inteligent, foarte cultivat. Când îl întreb ce vrei să faci tu când o să fii mare, zice muncitor. Zic, păi de ce muncitor? Tu ai cultură, e cântă într-o corală care face turul lumii. Zic, de ce nu mai muncitor? Zice, păi tata e muncitor, noi o să fim tot timpul muncitori. Zic, nu, tu poate poți să faci altceva. Dacă vrei muncitor, nu e o rușine, dar poți să faci și altceva, ai încredere în tine. I s-au deschis ochii enorm. Nu putea să-și închipuie că are voie să facă altceva. Deci toate este astea... Este de educație și de educație? De educație, de cum au crescut, da, în această familie, unde deja tatăl, fiind muncitor, este fericit. Pentru că poate că în Etiopia n-aveau nimic de mâncat. Și că muncitor deja pentru el e a fi ajuns ceva foarte important. Deci copilul nu îndrăznește să-și dorească ceva mai mult. Deci acum s-a deschis o ușiță spunându-i ai dreptul și poți, ești capabil. Deci asta e enorm. Și asta el îmi oferea, această complexitate a firii lui. Și fiecare actor m-a oferit toate astea. Cât timp ți-a luat să realizezi acest film? Depinde ce numim realizat. De la preproducție până la... Preproducție, deci au fost 5 luni de casting, numai pentru interpretare. 4 luni după aia de pregătire a filmului. Decoruri, costume, actorie, repetiții, etc. 11 săptămâni de filmare și după aia cam 8 luni de ceea ce se numește postproducție, montaj, compunerea muzicii și așa mai muzica departe. Muzica este absolut superbă. E un geniu. Compozitorul e un geniu. Francez de origine marocană, un geniu. Filmul e tot timpul o magie. Poate să vină, poate să nu vină. Deci nu depinde, putem fi talentați și ca să nu iasă maioneza, că am făcut o mișcare greșită sau că a plouat într-o zi când trebuia să fie soare.
Și poate unul să nu fie geniu și să iasă, că toată lumea împrejur e minunată. Eu am avut șansa până acum să fiu tot timpul cu oameni minunați împrejur, care m-au hrănit și au hrănit filmul. Deci asta e o șansă, nu e un talent. Poate singurul meu talent câteodată e să văd cine poate fi de folos și cine poate fi minunat într-un film. Dar după aia ei aduc fiecare. Și cum a fost să lucrezi cu copii în film, cu oameni care nu erau de profesie? Lucrul a fost teribil de dificil, pentru că, bine, când am scris am fost inconștient, din fericire. Nu știam că am un film în trei limbi, dintre care două limbi nu le vorbeam. Adică ebraica și amaricul, care e limba etiopienilor, nu le vorbesc deloc. Vorbeam numai franceză. Și să, mai ales să dirigezi actori și mai ales copii în limbi pe care nu le cunoști, e teribil, teribil de dificil. Mai ales un copil care e copil, deci fuge peste tot, se plimbă peste tot, se uită câteodată la cameră, câteodată întoarce capul. Deci cum să-i spui când nu vorbești limba lui? Deci cum să te înțelegi cu el? Și miracolul s-a întâmplat. Ne-am înțeles pe limba noastră. Eu vorbeam în engleză, el în două săptămâni a înțeles engleza. Nu vorbea, deci ne înțelegeam și aveam cuvinte cheie. Eram nemaipomenit de prieteni, era fratele meu mai mic. După aceea am un prietenit foarte tare cu cel mare, care a devenit fratele meu un fel. Eram fratele alb și negru, eram ca în bancuri și el m-a ajutat foarte mult cu toți etiopienii, cu israelienii. Dar dacă aș fi știut scrind toate dificultățile care le voi întâmpina, poate n-aș fi scris filmul. Din fericire n-am știut. Cum a fost să ai o experiență ca actor, fiind regizor? Experiența ca actor prost m-a ajutat foarte mult în viață. Am știut ce înseamnă să fii prost, deci de-aia m-am înconjurat numai de actori buni. Că știam că nu vreau actori ca mine. Vreau să fie, nu, ca să fim serioși un pic. M-a ajutat foarte mult, cunoscând un pic în parte, să zic, psihologia unui actor și mai ales ce are el nevoie din partea unui regizor și ce nu are nevoie. Sunt mulți regizori, de exemplu, care joacă în locul actorului, că nu știe cum să-i spună ceea ce vrea sau cum să-l ajute să ajungă la un nivel de joc și începe el să joace în locul lui, ceea ce e o catastrofă. Actorul, eu știu din experiență, că niciodată nu trebuie să joace în locul lui, că actorul nu e un robot, nu e o fotocopie, nu face o copie a cuiva. El trebuie ca să-și nască personajul și momentul acela, scena, din viețuirea lui, din personalitatea lui, din cromozomii lui. Deci nu trebuie să imite pe nimeni. Deci singurul rol al regizorului e câteodată cu un cuvințel, câteodată numai cu o privire, cum să-l ajute ca el să aibă încredere în el, să creadă că e cel mai bun actor de pe lume, cel mai potrivit pentru acel rol și că în acel moment va face de 1000 de ori mai bine decât ceea ce noi am imaginat scriind personajul și scenariul. Ăsta e rolul regizorului. Și după aia sunt tehnici sau cum uman îl putem ajuta. E un antrenor, un antrenor de sport regizorul și campionul nostru este actorul. Și actorul are nevoie de asta, are nevoie să fie iubit și ca să avem încredere în el. Deci e o relație ca în dragoste, fiecare are încredere în celălalt. Actorul are încredere în regizor spunând știu că chiar dacă sunt prost, nu o să mă lași să cad. Sau nu o să montezi după aia dacă sunt prost. Deci pot să deschid sufletul, să dau tot, chiar dacă sunt un echilibrist. Chiar dacă voi cade, tu nu o să mă lași să cad. O să fii tot timpul cu brațele așa. Sunt foarte plăcut surprinsă să-mi spui că un regizor nu face foarte mult, adică să joace în locul actorului. Îi dă doar niște mici cheițe pe care, de fapt, doar îi sugerează puncte de sprijin. Da. Și mi-aduc aminte tot așa când domnul Mircea Veroiu a făcut Trei de Curtea Veche și am primit, din fericire, rolul Mimei Arnoteanu. Erau 50 de actrițe care au dat probă și și-ar fi dorit foarte mult să joace rolul. Și am primit acest rol și nu mi-a spus decât atât. Te-am ales pentru cei doi canini de vampirași. Deci folosește în compoziția personajului acest element, acest râs pe toate nuanțele. Și practic de aici am pornit construcția rolului. Da, pentru bine, că, câteodată da. Indicațiile nu trebuie să fie nici prea raționale. Depinde și de actor, fiecare actor e diferit, are o personalitate diferită. Câteodată nu trebuie să explicăm nici de o manieră foarte psihologică personajul, drumul personajului și așa mai departe. În funcție de fiecare, trebuie să-i dăm, cum spuneți foarte bine, un punct de sprijin.
câteodată chiar mințându-l. Dar el are nevoie de această minciună, de exemplu, în scena unde mama e obligată să lingă fața copilului ca să dovedească celorlalți că nu e bolnav și că nu are nicio boală care e contagioasă, lui Iael nu i-am spus toate astea. I-am spus, uite, cum ea înainte dovedea prin analize că e sănătos, la ultima dublă care am făcut-o, care e cea care e montată, ca să fie ea și mai puternică, și mai dramatică, nu vreau să-i spun, am nevoie ca tu să plângi, că dacă nu ar fi fost artificial. I-am spus la ureche, am spus la toată lumea, fiți gata că dau motorul, când am nevoie numai să-i spun ceva la ureche înainte de a da motorul. Dar voi începeți deja, ca ea să n-aibă timp să se gândească. Și ce ai spus? Și am spus la ureche numai un lucru, să știu o chestie, copilul tău are un cancer, va muri, tu îi minți. Deci cu atât mai mult ții la el. Pentru că ăștia vorbesc de rău de copilul tău care va muri. Și deci atât de rău a zguduit-o, trebuia să joace scena, că dialogul era scris, că tot, dar era complet destabilizată, deci emoția ei a fost de 1000 de ori mai puternică, pentru că în același timp îl strângea cu atât mai tare pe ăsta în brațe, îl lingea cu o forță cu atât mai mare și îi ura pe ăia cu o ură de 1000 de ori mai mare. Deci aveam în același timp ceea ce vroiam, două niveluri de joc, o dragoste enormă și o ură enormă față de ceilalți care au putut să-și permită să vorbească așa de copilul ei. Printr-o minciună, practic, pentru că e o minciună. Practic tu nu ai mințit-o, ci doar i-ai pus în față o altă fațetă a jocului. Tu i-ai spus, ai invitat-o să descopere o altă dimensiune. Am invitat-o să declanșeze prin irațional și nu prin rațional o altă, să zic, un alt sertăraș al personalității ei și al sufletului ei pe care ea nu credea că l-are. Și de-aia am făcut-o foarte repede, nu vroiam ca să aibă timp să se gândească. Da. Că dacă ar fi avut timp să se gândească, mi-ar fi pus întrebări, dar cum adică îmi spui că e bolnav când el nu e bolnav în scenariu? Nu vroiam să aibă timp. Vroiam să fie destabilizată un pic și să captez adevăratul sentiment al ei. Practic, prin asta este senzațional un rol și actorul printre ele sale, pentru că se descoperă cu fiecare rol cine este, căutându-și alte dimensiuni ale sufletului și ale ființei sale. Toate fațetele. Orice om are 1000 de fațete și el crede că n-are decât una sau două sau câteva. Și fiecare om în viață, actorii cu atât mai mult că ei călătoresc dintr-un personaj în altul, descoperă minunatele fațete, chiar câteodată fațete nu atât de minunate, care e ca într-o psicanaliză, își descoperă, eu aș putea să fiu atât de rău, aș putea să fiu atât de violent, aș putea atât de mult să nu mă controlez. Ăsta e omul. Totul e să ne cunoaștem un piculeț, să știm până unde putem să mergem, care sunt capacitățile noastre. Și să avem și capacitatea câteodată, din punctul bun al cuvântului, să nu ne controlăm. Câteodată pierdem spontaneitatea că ne controlăm prea mult. În dragoste, de multe ori se întâmplă prost când încercăm să controlăm tot. În artă e la fel. Trebuie tot timpul lăsat spații hazardului sau nu știu cum se zice, nu mai știu cum se zice în românește, adică neprevăzutului. Trebuie tot timpul lăsat spații libere, cum trebuie lăsat spațiu liber spectatorului, care are spațiul lui. Nu trebuie să-l manipulăm ca el să nu poate să se gândească cu personalitatea lui. Radu, din timpul filmărilor sau din momentele de pregătire ale filmului, îți amintești un moment care pe tine te-a marcat extraordinar și... Sunt atât de multe, mai ales întâlnirile cu etiopienii, în pregătire mult. Mă întâlneam cu mulți etiopieni, îi filmam, am 26 de casete de mărturii de la ei. Plângeam, fac toate poveștile lor, Bine, e cam lungă povestea, o să încerc să o scurtez. Unul din etiopienă care are 30 de ani, are 28-29, avea 8 ani pe timpul ăla, deci au venit pe jos cu toată familia din Etiopia, mergând spre Sudan. În deșertul sudanez a murit mama. Și au trebuit să o îngroape fără mormânt, pentru că nu trebuiau să facă mormânt evreiesc, fiind în țară Sudanul, care e țară islamică. Deci unde orice evreu era în pericol de moarte. Mossadul, serviciile secrete israeliene le-au spus, când mor, nu trebuie să fie nicio urmă de mort, nicio chestie evreiască. Deci a îngropat-o pe mama acolo, după aia a fost în lagăr în Sudan, unde a murit tata și după aia surorile.
a trăit singur. A ajuns singur în Israel. Când eu l-am întâlnit, era în armată, se antrena în comandouri, adică comandouri care îi parașutează într-un loc, îi poate să găsească, îmi spunea, sunt antrenat să găsesc, pot să găsesc un ac într-o copiță de fân. Oriunde în munte, în lume sunt antrenat. Zice, numai un lucru nu o să-l găsesc niciodată, mormântul mamei. Și când am plecat, bine, el făcea un banc fiecare două fraze, că vedea că noi plângeam, eram cu coscenaristul meu. Și la sfârșit, înainte de a pleca, îmi spune, dar știți ce? Nu v-am spus un lucru. Noi nu mai filmam, strânsesem tot materialul. Zice, într-o zi o să mă duc și eu o să o găsesc. Și tipul ăsta, l-am revăzut după aia, e determinat. El într-o zi o să se ducă în Sudan, unde astăzi e un război, unde cu atât mai mult fiind israelian, va fi în pericol de moarte, dar se va duce, cred că s-a antrenat și s-a dus la armată numai cu țelul ăsta. Într-o zi să găsească osemintele mamei lui și să le aducă în Israel. Și asta e una din povești. În fiecare zi era alta și alta și alta. E mare privilegiu pentru tine să fii regizor și să descoperi aceste. Am meseria cea mai frumoasă din lume. Meseria cea mai frumoasă. Sunt plătit, deci pot să trăiesc normal ca orice om, ca să primesc dragostea celorlalți. Deci după aia am numai o singură mică misiune, eu să dau dragostea mai departe, să nu se oprească în mine. Să o dau celorlalți, că nu e a mea. Sau nu e numai a mea. Dar e o meserie extraordinară. Dacă un tânăr ar dori în acest moment, care te privește și ar spune, da, m-a inspirat, o să urmez acest drum, ce l-ai sfătuit să fac? Să n-aibă niciun model, mai ales nu pe mine, să rămână el însuși cu sinceritatea lui, cu sufletul lui, cu mintea lui, și îi doresc să aibă aceeași fericire care o am eu, să călătorească, să se uite în ochii oamenilor și să se îmbogățească. Dar restul, fiecare om are destinul lui. Dar sper, cu cât și oameni care nu sunt regizori. Nu trebuie să fii regizor ca să asculți pe cineva și să primești aceste emoții. Dar eu aș dori umanității întregi să trăiască acest privilegiu care l-am eu, să poată călători, să poată asculta cum un mare român, care e poate unul din idolii mei, Panait Istrati, o făcea. Panait Istrati în 1927, când i-au dus pe toți intelectualii de stânga, să zic comuniști, i-au invitat în URSS cu Victor Serge, cu Romain Rolland, care erau prieteni cu el. El fiind săracul pictor, era pictor în casă. Picta blocuri, picta case. Și s-au dus cu el, el a zis, nu, eu nu vreau un trenul ăsta în URSS, că mi se arată numai ce-i frumos. Eu vreau să cobor la prima stație și mă duc pe jos. Și s-a dus pe jos în toate republicile sovietice, a întâlnit oameni simpli, țărani, oameni normali, și a scris după aia o carte despre realitatea Uniunii Sovietice. E primul care a scris-o, care a scris ce însemna regimul totalitar sovietic și unde povestește cum se întâlnea cu oameni magnifici, uluitori. Ăsta era un om nemaipomenit. După aia, bine, l-au înjurat toți, că au spus cum acest mare vis, comunismul, mare vis al viitorului umanității, tu îl distrugi așa într-o carte? Și el spune, dar eu am cunoscut oamenii direct. Voi erați într-un tren și vă uitați la peisaje false și frumoase. Ăsta era un model. Și Panait Istrati a spus un lucru, care și asta e un motto al meu, un fel de ghid al meu în viață, zice, sunt omul care nu aparțin la nimic. Nu aparțin niciunui regim politic, unui partid politic sau unei închisoare de gândire. N-a aparținut niciodată numai unui singur punct de vedere. Era liber. Asta sper să reușesc și eu, să nu aparțin la nimic. Să fiu liber, să am urechile deschise, ochii deschiși și de fiecare dată capabil să ascult și să primești ceea ce mi se dă, fără prejudecată. Radu, este absolut extraordinar ceea ce spui, să fii liber și să ai curajul să fii liber, pentru că este un curaj. Curajul tău de a fi plecat dintr-un regim comunist într-o țară liberă, curajul tău să fii liber cu tradiția ta și cultura ta, să fii liber în a-ți exprima trăirile, sentimentele și gândurile. E un curaj și este absolut extraordinar. Mulțumesc, dar
Eu nu-l trăiesc așa, trăiesc natural. Adică nu sunt un erou, sunt alții care cu adevărat s-au bătut pentru niște valori pe care profităm noi din fericire astăzi. Dar eu mă gândesc de multe ori, vorbești de curajul de a pleca. Eu mă întreb dacă curaj nu era de a rămâne. Dacă nu eu, dacă n-am fost un laș plecând. Dacă n-au fost mai curajoși cei care au rămas și care au suferit și care au îndurat regimul lui Ceaușescu. Nu știu. Poate că a fost mai greu de a fugi, de a se adapta unei alte societăți. Dar cei care au fost aici și care au îndurat tot ce au îndurat, n-au fost ei mai curajoși decât mine? Eu cred că fiecare are un destin și pentru fiecare Dumnezeu are un plan divin și rămâne ca noi să alegem unde ne aflăm și când ne aflăm la momentul și la locul potrivit în planul divin. Dar până la urmă, cred că noi ajungem acolo unde trebuie să ajungem, mai devreme sau mai târziu. Bineînțeles. Asta e frumos. Fiecare are calea lui. Totul e să ne mărturisim impresiile și destinele unii cu alții. Aș vrea, Radu, să le adresezi telespectatorilor din partea ta un mesaj, dat fiind că vei pleca în curând din România, din nou în țara ta adoptivă. Deci, mesaj din nefericire pentru voi, o să vin înapoi. Deci, asta e, cum ați văzut, inteligent nu sunt, frumos nu sunt, am un nas destul de mare. Bine, unora le place, e un aeroport pentru muște. Și m-am îndrăgostit și de ăștia doi frați care au avut o pizza nemaipomenită. N-am gustat nimic, ei sunt un pic mai egoiști. Așa sunt unii români, ce să le faci? Nici la pești nu le-au dat, au pus la gunoi. Asta Radu, a fost o mare bucurie să te avem în emisiune și să te avem aici, în România, la un festival important de film. Chiar dacă este prima ediție, este un festival despre care sperăm noi să auzim peste ani. Sper. Și îți mulțumim foarte mult că ai fost împreună cu noi și că ai avut încrederea și curajul să ne împărtășești din experiențele tale. A fost un mare curaj, dar încrederea a fost totală și am petrecut un moment deosebit. Îți mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cum? Tu e rap. Nu. Bun. Îi saluți pe pești, da? Da. Da. Le spui că îmi lipsesc. Da. Îi pup din partea mea, pa! La revedere!